Instituțiile de învățământ teologic și-au sărbătorit astăzi ocrotitorii pe Sfinții Trei Ierarhi. În cinstea lor au fost organizate evenimente religioase și culturale în toate seminariile și facultățile de teologie din țară. Zi de sărbătoare a fost și pentru studenții și cadrele didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Manifestările dedicate Zilei Ocrotitorilor instituției au început cu Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în Biserica Sfânta Ecaterina Paraclis Universitar. Această facultate, cu o istorie foarte bogată, a fost ilustrată de mari profesori de teologie, de mari părinți duhovnicești, unii dintre ei ajungând să fie invitați ca membri în cel mai înalt for științific românesc, Academia Română, oameni care au înscris în istoria bisericii noastre, a învățământului teologic, a culturii și a științei teologice și au înscris numele cu litere de aur. Din prestigiul acesta acumulat cu multă osteneală de-a lungul atâtor decenii de existență, se naște și datoria atât a profesorilor cât și a dumneavoastră, a studenților, de a vă ridica la înălțimea înaintașilor care au înființat această facultate. Rolul sărbătoririi hramului este acela, în primul rând, de a aprinde în sufletul fiecăruia dintre noi, și al profesorilor și al dumneavoastră, studenților și studentelor, ardoarea, pasiunea, credința, eroismul care i-au caracterizat pe cei trei ierarhi pe care îi pomenim astăzi. Dorim ca Sfinții Trei Ierarhi să vă inspire, să vă întărească, să vă lumineze și să vă conducă cu mijlocirile lor înaintea tronului Preasfintei Treimi pe drumul cel plăcut Domnului. Fiecare dintre cei trei ierarhi a avut o contribuție esențială la teologia creștină, fiind considerați ocrotitori ai școlilor de învățământ teologic. Inspirați de Sfinții Trei Ierarhi, pe care, iată, nu-i sărbătorim astăzi separat, ci împreună, este să păstrăm, să adâncim comuniunea dintre cadrele didactice, extrem de importantă pentru reușita procesului de învățământ și care, atenție, se reflectă și în viața studenților, care nu numai că ascultă cursurile noastre și fac seminarii împreună cu noi, dar vor să vadă, fără să ne spună asta, noi niște modele. Întotdeauna elevul și studentul vrea și niște modele concrete. Și atunci trebuie să lucrăm și în această direcție, ca noi profesorii, sunt și mai în vârstă, sunt și mai tineri, dar formăm o unitate să le servim studenților, interesele lor, în sensul să-i învățăm teologia adâncă, frumoasă, elevată, dar și să le servim ca modele spiritual-morale. De la slujbă nu au lipsit nici reprezentanții ai conducerii Universității din București. Din partea Universității din București, a domnului rector, a domnului profesor Mircea Dumitru, a conducerii Universității din București, aveți un gând curat, un mesaj ferm de sprijin pentru tot ceea ce dumneavoastră v-ați angajat pe o cale frumoasă, corectă, onestă. Misiunea despre care părintele decan vorbea, o misiune asumată în fața nu numai a comunității noastre, ci și în fața dumneavoastră, înseamnă de fapt o garanție pentru tinerii studenți, pentru tinerii teologi, că vom face parte din acea comunitate a viitorului pentru care valorile vor fi probabil la temelia construcției nu numai a lumii dumneavoastră religioase, a lumii noastre morale, ci și a societății pentru care dumneavoastră veți fi preoții viitorului, veți fi păstorii și va trebui în continuare să aveți forța, puterea morală de a o păstori și de a o susține. La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiat un parastas pentru ctitorii, ierarhii, preoții și studenții trecuți la cele veșnice.